Noul nostru obiectiv este aderarea la spațiul Schengen. Eu am fost cel care a construit primul calendar referitor la integrarea în spațiul Schengen. Asta se întâmpla în anul 2006. Era cu puțin înainte de a adera România, la 1 ianuarie 2007. Sigur, noi acolo am luat în calcul o anumită dată care trebuia să fie undeva la începutul anului 2007 ca să depunem scrisorile de intenție și procesul să demareze. Nu s-a întâmplat așa, acele scrisori au fost depuse undeva în luna august, deci lucrurile s-au decalat puțin. În mod normal, acest termen ar fi trebuit să fie mai mic de martie 2011, dar având în vedere experiența petrecută cu celelalte state membre, când obiectivul a fost primăvara-vara anului 2007 și care nu a putut fi atins și chiar era în pericol să se întârzie cu un an de zile, am spus că este bine să luăm și o marjă de siguranță. Și iată că timpul vine să ne confirme, întrucât, sigur, toate aceste schimbări, alegeri, prefacere în peisajul politic românesc a lăsat unele urme și în ceea ce privește normalitatea procesului de integrare în spațiul Schengen. Iar acum, sigur, Ministerul este într-o competiție, trebuie să parcurgă foarte repede anumite etape. Este un pic criză de timp în ceea ce privește termenul de martie 2011. Sperăm ca toate aceste chestiuni să fie rezolvate începând de la sfârșitul acestui an și pe parcursul anului următor, în așa fel încât să putem fi gata în luna martie anului 2011. Să nu uităm că noi formăm un tandem cu Bulgaria și aici nu este numai situația noastră în joc, dar este și situația Bulgariei. Trebuie în același timp să avem tot timpul o comunicare permanentă cu ei, să vedem în ce stadiu se află. Din câte am înțeles eu, nici la ei termenele nu prea au fost respectate. La fel, aceleași lucruri, alegeri, campanie electorale și așa mai departe. Știm bine că în aceste perioade activitatea instituțiilor, deși n-ar trebui să fie așa, înregistrează o oarecare lentoare. Și chestiune care, sigur, se reflectă direct și asupra ceea ce se întâmplă cu aderarea la spațiul Schengen. Dacă lucrurile vor merge bine, dumneavoastră veți preva Ministerul de Interne într-o perioadă foarte dificilă. Sunt alegeri, urmează alegerile, campanie electorală. Au fost puține săgețiile care au venit dintr-o parte sau dintr-o altă asupra Ministerului de Interne sub diferite aspecte, cu frauda asupra alegerilor, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Cum percepeți aceste, haideți să le zic acuze, săgeți care au fost trimise asupra Ministerului de Interne, din perspectiva unui om care a lucrat pentru Ministerul de Interne atâția ani de zile la Bruxelles? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Ministerul de Interne are un potențial uman extraordinar, atât în ceea ce privește bagajul de cunoștințe, cât și a modului în care își îndeplinește anumite îndatoriri. Sigur că nu toată lumea este perfectă și că există și oameni care nu prea și-au locul în această instituție sau în diferitele structuri. Numai că acești câțiva că nu constituie marea masă a lucrătorilor, au fost numiți, să spunem, într-o conjunctură nefericită. Sigur că trebuie scoate măsuri de remediere imediată și eu sper ca în acest fel lucrurile să intre în normal. Încă o dată, eu vreau să repet un lucru pe care multă lume nu-l știe, l-am mai precizat la începutul interviului.
Dacă România este astăzi membru al Uniunii Europene, în foarte mare măsură se datorează efortului Ministerului de Interne.